Nu pot să spun decât că sunt fericit să revin din nou, poate să spun să vin acasă, pentru că Biserica Golgota este specială de inima mea, de viața noastră de slujire, a misiunii Micul Samaritean. S-au întâmplat atât de multe lucruri de când am fost ultima dată în mijlocul vostru și când am venit în față și mi-am rotit privirile peste adunare, pot spun că am venit acasă. Pentru că home is where your heart hangs și nu odată în duhul meu, în călătoriile mele, mi-amintesc de dumneavoastră pentru că v-ați deschis inima pentru lucrarea Micului Samaritean. Încă sunt vii memoriile când am îndrăznit să trimitem acel container și biserica de aici s-a implicat, frații, nu numai atât, că am adunat lucruri și am încărcat containerul, dar ați făcut și o masă pentru strângeri de ajutor și, nu știu, mă uit, poate undeva, sora care, în istoria Micului Samaritean, rămân două mese. Una, acum 30 de ani, când cel mai mare cazan a fost pus într-o grădină și noi am adunat învățători de școală, adică frați, surori care să devină învățători de școală biblică și trebuiau hrăniți și nu era stolovăia, nu era cantină în satul acela și au dus un cazan mare care se făcea săpunul pe vremuri, s-a spălat, s-a curățat și cu o vâslă de barcă s-a amestecat mâncarea acolo și știu că atunci când a fost făcută masa, am fotografia, a fost cea mai mare oală care surorile au făcut o supă, o mâncare, s-au îndestulat frații când am putut împărtăși despre Micul Samaritean. Două săptămâni în urmă am fost pe meleagurile din care Dumnezeu a adus părinții voștri, bunei voștri și chiar pe dumneavoastră. Am fost în Bucovina, în zonă la Privorochia. Și am spus la fratele Mihai Șotropa, mi-a dat Dumnezeu privilegiul să calc pe locurile acelea care au fost sfințite cu lacrimi, cu rugăciuni, cu sacrificiu. Am vizitat și biserica veche, care e părăsită acum și este abandonată, să spun așa. Că biserica este trupul lui Hristos, sunt oamenii care s-au mutat în altă parte, dar clădirea a rămas acolo. Și am stat și m-am gândit de câte ori, pe zăpadă, pe ploaie, pe frig, veneau frații de la Buda, pe jos, ca să fie la părtășie. Și parcă nu erau destul, 3, 4, 5 ore să stai. De câte ori veneau autoritățile și copiii se ascundeau la balcon în spate să nu-i vadă profesorii ca a doua zi să-i scoată în față. De câte ori frații au fost chemați la primărie, la poliție și nu știau dacă se întorc înapoi acasă pentru interogatorii. Și într-un cuvânt pentru cei care ați făcut încă școala acolo, spune, Kak zakaleala stal, așa s-a călit oțelul, așa s-a format biserica, rădăcinele, care astăzi este aici Biserica Golgota. Și vă binecuvintez în numele Domnului, am venit de pe Ogor, și vreau să vă împărtășesc câteva lucruri, ceea ce Dumnezeu continuă să facă prin Micul Samaritean. Am avut și Sheratonul la radio și mă bucur de tot cei care au ascultat, au răspuns. Dar să știți că Micul Samaritean are două brațe de slujire. Unul este cel umanitar, prin care ajutăm bătrânii în special, văduvele, copiii orfani, încă orfelinatele, cu alimente, îmbrăcăminte, cărbuni pentru încălzire. Când spun cărbun pentru încălzire, generația tânără de aici nu înțelege, pentru că noi avem termostatul și ne-am pus și ăla ne dă căldură, fie în mașină, fie în casă. Acolo însă, am să vă arăt niște imagini, înseamnă mult diferit. Și a doua, e unică ocazie care a binecuvântat Dumnezeu o misiune așa de mică, Micul Samaritean, ca 24 de ore din 24 să vestească Evanghelia Domnului Iisus Hristos deasupra Moldovei, deasupra Ucrainei, în toată Europa și în întreaga lume. Am fost anul trecut, practic anul trecut în noiembrie, dar în februarie am fost în Coreea de Sud. Și într-o noapte dimineață, pe la 4:30, nu aveam somn, am ieșit pe străzi, era frig, minus 17 grade, 20 de grade și am văzut o cruce luminată deasupra unei clădiri. Am gândit că e o biserică. Am intrat înăuntru, era ora 5 dimineața. Erau 2000 de suflete la rugăciune.
2000 de credincioși pentru o oră erau la rugăciune, după care au plecat la lucru. Aveau 5 servicii. Și am zis, Dumnezeu își păstrează biserica sa pentru vremuri ca acestea. Ne rugăm ca cele două Corei să se împace și misionarii din Corea de Sud să invadeze Corea de Nord, pentru că este țară ateistă. În Europa de Răsărit, Albania a fost prima țară pe care dictatorul a hotărât să fie o țară ateistă și dictatorul a murit. Intră acolo într-un mauzoleu. Dar Evanghelia se vestește în Albania și, dacă Dumnezeu ajută, în ianuarie voi fi pentru 10 luni în Albania, împreună cu soția mea. După 12 ani de singurătate, în luna iulie m-am căsătorit și soția mea, Elin, este împreună cu mine aici. Elin, if you understand. A început să vorbească limba română, să învețe limba română și nu știm care sunt planurile lui Dumnezeu pentru noi încă, pentru partea de viitor. Dar ne încredem în El, că este cel mai sigur loc din tot universul acesta. Și aș vrea pe frații mei tineri, specialiști de la pupitru, dacă minutele următoare mai rezistați, 10 minute, să mergeți împreună cu mine pe ogorul Evangheliei, acolo unde Dumnezeu m-a chemat, să duc și vestea cea bună prin radio, dar și totodată să împărțim ajutoarele de care ei au nevoie. Dacă se poate, dar luminile mai... Simbolul nostru sunt 2 pești și 5 pâini. Paște Mielușei mei este chemarea care Dumnezeu mi-a făcut-o 30 de ani, mai mult, 40 de ani în urmă, când l-am primit pe El. Și de atunci, asta este lucrarea. Mai ales, la ora actuală, în sate și în orfelinate. Proiectul Fața Copilului este prin care noi dăm copiilor câte un pachet cu igienice, încălțăminte, îmbrăcăminte, și Biserica Golgota a participat an de rândul când ați primit acele fotografii ale copiilor. Proiectul se va încheia, nu intru în detalii datorită cărui fapt, dar a avut un mare și are un mare impact pentru copilul care primește un pachet cu fotografia lui. Știa că a fost pregătit în numele Domnului Iisus Hristos. Și noi mergem personal acolo. Mulți ani în urmă trebuie să merg la o stație de radio. A venit înghețul, frigul, turnurile erau încărcate de gheață, acoperișul a fost spart de sloiurile care au căzut. Am avansat cum am putut și am ajuns la stație. Eu sunt președintele misiunii, dar aș vrea să știți că sunt slujitorul. Dacă trebuiește să încarc containere, le încarc. Dacă trebuie să descarc, le descarc. Dacă trebuie să spăl, spăl. Dacă trebuie să gătesc, gătesc. Ceea ce pot să fac cu mâinile mele, nu mă dau înapoi. Era orfelinat, înghețat, înzăpezit și noi cu camazul, cum se spunea pe vremuri, trebuia să ajungem la ei. Și era un deal pe lângă Edines peste care nu puteam trece și nu cu cruise control, dar metru cu metru. Aveți mulți șoferi pe tracuri aici. Eu mă rog pentru ei, fratele George Postevca și alții care mergeți pe tracuri și ascultați micul samaritean. Aș vrea să știți că așa s-a călit oțelul. Așa a fost lucrarea micului samaritean. Nu întotdeauna s-a făcut în condițiile pe care le avem aici. Când mergem într-un sat, fraților, noi ajutăm copiii, dar noi avem listă cu bătrânii, cu familiile vulnerabile și un sac de cartofi, varză, alimente, ulei, zahăr, ceea ce este nevoie pentru o casă în care de multe ori spune nu avem nimic în cămară. Sunt familii cu copii abandonați, poate soțul a plecat în Rusia și n-a mai venit, soția bolnavă, operată, paralizați. Să nu credeți că societatea îi ajută. Nu vor primarii, nu vor organizațiile să știe prea mult despre ei. Uneori ei spun, cum de știți că noi locuim în casa asta dărăpânată? Aceste gutui, un frate de la Privorochia a ținut pomii până vine fratele Florin, că eu am promis că până la venirea Domnului, sau până mă cheamă Domnul acasă, o să merg la Privorochia
la biserică să mă bucur împreună cu frații de acolo. Și știau că îmi plac gutuile, un frate a ținut doi gutui până când am mers și am cules personal. Așa cum am spus, după ce dăm copiilor, noi adunăm bătrânii și dăm și bătrânilor acele ajutoare de care ei au nevoie. Cel mai greu este când acoperișul curge, când soba trebuie reparată. Vara le-am trimis zahăr la familii cu mulți copii și surorile care au trăit în România știu ce înseamnă să ai băncele cu compot puse în cămară și murăturile, că fără de ele alții au crescut porci, dar au venit și au luat autoritățile că s-au îmbolnăvit porcii și este jale, este greu încă. Aici este un orfelinat de handicapați. Vă mulțumim nespus de mult. Este un suport, un ajutor foarte mare pentru noi. Vă mulțumim. Directoarea mulțumește pentru scutecele pe care le-am adunat și le-am trimis în container, detergentul și tot ceea ce am putut să trimitem la acei handicapați. La copiii aceia, la cei care sunt handicapați, mult nu le pot spune. Le dai o banană, dar să știți că personalul, dădacele, profesorii, ei sunt atinși de Duhul lui Dumnezeu și noi întotdeauna lăsăm un aparat de radio în mijlocul lor. Aici este alt orfelinat de fete, tot de handicapați, cum vedeți din ajutoarele care s-au pus la container, au ajuns și la ei și directoarea mulțumește. Întotdeauna găsesc câte o femeie directoare pentru că are mai multă sensibilitate cu copiii. Un bărbat nu a rezistat să fie director la un orfelinat de handicapați, cu tot respectul spun. Și atunci femeile acelea lucrează cu copiii, dar totodată se luptă cu birocrația de la guvern și caută, ba cu micul samaritean, ba cu alte ajutoare să îndestuleze pe cei care sunt săraci. Sora Lida a fost în mijlocul vostru, noi am numit-o Mama Tereza de la nordul Moldovei. Știți proverbul, vara să-ți faci sanie și iarna să-ți faci căruță. Noi acum am cumpărat deja, vedeți, frunzele pe pom, încă în octombrie am cumpărat lemne, că e pe jumătate de preț decât în iarnă. În iarnă, când dă zăpada și casele sunt blocate, noi cu mașina, cu căruța, cu tractorul, cu sania, cu umerii, ducem saci cu cărbuni și lemne la bătrâni. Bătrânica aceasta aduna niște vreascuri. Alți care sunt în cărucior se duc și adună vreascuri de prin împrejurim cu care să încălzească. Cum am spus, micul samaritean nu cedează. Ei spun la cărbun că e aurul negru, pentru că o mână de cărbun, știu că am dus la un bătrân care era orb și i-a luat, i-a pipăit și a mirosit cărbunii și a plâns și a spus, am pentru iarnă cu ce mă încălzi. Femeia aceasta crește nepotul care e handicapat, el e credincios. El merge dimineața la biserică, deschide ușile, porțile și salută de mâna cu fiecare care vine la biserică. Aici o bătrânică, pe o limbă așa moldovenească. Sufletul 92 de ani. La vârsta asta să fii singură și să-ți vină micul samaritean în curte. O altă femeie bolnavă, crește copii fără soț, ea e în cărucior, nici nu s-a așteptat. Abia după ce noi am descărcat sacii, a ieșit afară și a văzut sacii cu cărbuni și alimentele și plină de mulțumire pentru Dumnezeu, pentru că spune, cum de știți, cum de ați știut? Poate că noi n-am ști, dar noi lucrăm pentru cineva care știe. El aude glasul văduvei și al orfanului și Domnul ne-a călăuzit și ne trimite la dumneavoastră. Nu știu, fetele care mi-au editat filmul au pus câteva imagini de la oncologie. Frații mei, cel mai greu loc în care poți să umbli este să duci la oncologie pentru copii în spital, să vezi copii de 2 ani cu cancer, de 1 an, de 3, 4, mamele lângă căpătuiul lor. Acolo și îngerii plâng. Te duci, duci ceva ajutoare, dai Biblie, dai radio, te rogi cu mamele acelea și atâta poți să faci. Dar este încă multă suferință și sunt multe nevoi. La nordul Moldovei, în raionul Drochi, avem clinica la care vin voluntari, dentiști,
asistenți medicali, aduc medicamente și vin oamenii pentru consultații. Câteodată, câte 14 km, 20, vin pe jos și stau la rând până seara târziu. Cât stau acolo pe bănci, în curte sau înăuntru, ascultă Radio Micul Samaritean. Bătrânul care vedeți în cârje, acum 30 de ani ne-a ajutat să construim clinica de la Sofia și acum am întâlnit cu el și el este un beneficiar al clinicii. Cât stau la rând, ascultă cuvântul. Este încă o metodă prin care ajutăm și bolile, dar ajutăm și sufletul să se vindece cu ajutorul Evangheliei. Așa cum am spus, proiectul Fața Copilului, am făcut în orfelinate, dar facem mai mult în sate, pentru că orfelinatele se desființează. Pachetele se pun la oaltă, grămadă și toți copiii vin afară, fiecare se uită dacă este fotografia lui acolo, dacă el va primi un pachet. Și el știe că motivul este din cauza dragostei Domnului Iisus Hristos. Nu e cultural exchange, nu facem pentru alte motive, ci pentru că ne pasă și le spunem că Domnul iubește și a trimis acest podaroc, cum spuneați noastră în Bucovina, în numele Domnului Iisus Hristos. La sfârșit le iau pe toate și le ridică în brațe, după care pleacă acasă. Eu zic că noaptea aceea copiii nu dorm. De multe ori se trezesc prin lumină, se duc și se mai uită încă o dată, se inventarieze, să vadă ceea ce au primit. Asta e iar o directoare de la un sat, foarte curajoasă, o luptătoare, foarte mulțumitoare pentru... Spune, cei de la guvern nici nu știu unde suntem noi de multe ori, că nu poți să știi toate satele, dar voi ne-ați găsit și aici și ați venit pe noroi, pe frig, pe vânt, ați venit până la noi. Dar știți de ce? Pentru că în privirea acelui orfan, în privirea acelui copil și acelei văduve, noi vedem ochii Domnului Iisus Hristos care spune, ori de câte ori ați făcut lucrul acesta pentru noi, l-ați făcut pentru mine. Frații mei, în America s-a scos rugăciunea din școli, dar acum poți să mergi să faci rugăciune în închisori. A fost trist. S-a scos rugăciunea din școli. Și acum copiii noștri în școli, în America și în alte părți, sunt forțați cu mizeria asta de educație, cu gender, confuzie care se bagă în mintea lor. Rugați-vă pentru copiii noștri când îi trimitem la școli să fie sare și lumină acolo, pentru că nu va fi ușor. Persecuția în Bucovina și în Siberia și în România a purificat Biserica lui Hristos și ne-a întărit. Acum vine cu înșelăciune. După aceea va veni și persecuție. Însă nimeni și nimic nu ne va smulge din mâna Domnului Iisus Hristos, odată ce ne-am încredințat viața în mâna Lui. Încredințați copiii voștri, încredințați nepoții voștri în mâna Domnului Iisus Hristos. Rugați-vă pentru ei. Și ultimul minut este radio. N-am crezut că Dumnezeu să mă folosească pe mine care nu mă pricep, abar nu am avut de instrumente de radio, eu doar am ascultat și Dumnezeu m-a binecuvântat. Și de aceea Radio Micul Samaritean acoperă toată Moldova, Ucraina, Europa, pe internet, pe mai multe continente, toate continentele lumii. Unul din tinerii care am crescut la Casa de Copii spune, frate Florin, am fost accesați din 123 de țări ale lumii. În 123 de țări ale lumii sunt moldoveni, români, ruși, care au ascultat Radio Micul Samaritean. M-am cutremurat, cum Doamne zic, cu așa o misiune mică, așa un post de radio și totuși este ascultat. Acum două săptămâni la Sheraton, noi vedem pe computer unde și cine ascultă. Ia că sunteți și pe dumneavoastră, v-am văzut acolo sus în colț, în Portland, cineva a ascultat postul de radio Micul Samaritean. Tehnologia ne ajută. Dacă lumea ne invadează casele și bisericile cu tehnologia, de ce să nu folosim noi tehnologia ca să ducem Evanghelia Domnului Iisus Hristos până la marginile Pământului, așa cum El ne-a încredințat. Și acum nu este numai până la marginile Pământului, ci a acoperit văzduhul. Și cel rău se cutremură, pentru că El are domnia în văzduh. Evanghelia Domnului Iisus Hristos îl va înlătura, Evanghelia umple văzduhul, Evanghelia umple casele, mașinile noastre și inima noastră. Binecuvântat fie Domnul pentru toate, eu vă mulțumesc și ca de obicei nu vă cer bani
Știu că inima noastră, fratele Michael zice, inima mea este pentru Biserica Golgota, dar Biserica Golgota și-a lărgit inima pentru micul samaritean. Cred, și nu spun asta de pe vârful buzelor, cred în puterea rugăciunii. Cred că atunci când surorile în biserică, frații, se roagă și amintesc de micul samaritean și copilul acela și văduva aceea din Moldova care a văzut o imagine, se roagă pentru micul samaritean, Dumnezeu ne binecuvintează, ne călăuzește și înmulțește cei doi pești și cele cinci pâini ca să ajungă pentru toți. Vă mulțumesc, vă iubesc, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. La sfârșit am niște newsletter-uri, sunt în engleză, dacă le luați, mai citiți mai târziu și țineți legătura cu noi.